Ia uitați-l. Hai, salută lumea pe YouTube. Salută lumea. Iată că a venit momentul să vă prezint și primul meu copilaș, un băiețel pe nume Matri. Care tata-l iubește. Ia uitați aici. Mi-a lăsat mic. Uite ce frumos el. Uite, are păr ca tata. Acum am spus. Dormi, că tata mi-a duce la pârte un pic, da? Și vini și te papă tătear. Vini? Acum, după ce l-ați cunoscut pe Matri, ne-am urcat în mașină și plecăm la Pârtea Rarău. Este duminică, este ora 2:30. Am ales programul ăsta pentru că astăzi am vrut să evit aglomerația. Pare a fi un pic aglomerat duminica la Pârtea Rarău, dar pe seară e liniște și e mai bine. Plus de asta, nu am fost încă la Pârtea Rarău pe timp de noapte și vreau să văd cum e pe nocturnă să schiez. La anul, pe vremea asta, cu siguranță, îl voi învăța și pe Matri pe snowboard. Veți vedea clipuri cu Matri la un an de zile pe snowboard. Asta vă promit eu. Înainte să începem acest clip, v-aș ruga să băgați un pum butonul de like, să vă abonați canalul Liviu Boca Live, stai să activați și clopoțelul, mai ales dacă vreți să-l vedeți pe Matri la anul pe snowboard la un an de zile. Așa că trebuie să vă abonați și să activați clopoțelul, să primiți notificare. Nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, aveți link în descriere. Voi posta foarte multe poze cool, atât de la pârtii, cât și cu Matri. Dacă vreți să vedeți, dați un follow. Vă mulțumesc pentru comentariile care voi mi le-ați dat și mi-ați propus anumite pârtii, anumite resorturi unde să merg să vizitez, să fac clipuri pe snowboard. Straja, Muntele Mic, Sinaia, Parâng, am văzut foarte multe comentarii, vă mulțumesc și sper din toată inima să ajung în acest sezon la cât mai multe din aceste pârtii. O să pun la story mai mult pe Instagram și să mă întâlnesc și cu voi. Chiar îmi doresc să vă cunosc pe toți care îmi dați comentarii, care sunteți abonați la canalul meu. Chiar mi-ar face plăcere să vă cunosc și să ne dăm împreună. Așa că dați un pum butonul de like și hai să începem acest video. Dacă ajungeți la Pârtea Rarău, nu uitați să vă achiziționați un hanorac șmecher de asta sau multe alte chestii cu Bucovina, să aveți amintire. Eu acum o să-mi iau o mască care să o port prin oraș, așa mai fake, și cu Bucovina. Ok. Mersi. A, uitați cum sunt. Pe Rarău Ski, repeat. Let's go!